seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Două explozii produse în această seară pe aeroportul din Kabul au luat 13 vieți și au lăsat în urmă peste 60 de răniți, printre care talibani și militari americani. Oficiali din SUA vorbesc despre atentate sinucigașe. Moment istoric pentru fotbalul moldovenesc. Sheriff Tiraspol s-a calificat aseară în premieră în cupele Ligii Campionilor, surprinse pe aeroportul internațional Chișinău la revenire. Viespile radiau de fericire. Președintele Poloniei a ajuns astăzi la Chișinău. Andrei Duda a fost întâmpinat la președinție de Maia Sandu, cu care a avut o întrevedere. Încă un accident cu moldoveni s-a produs astăzi în Ucraina. Două femei au fost rănite după ce microbuzul cu care călătoreau spre Moscova s-a ciocnit cu un alt vehicul. Începem jurnalul cu o informație de ultimă oră. Două explozii au avut loc lângă aeroportul din Kabul. Sunt cel puțin 13 morți, inclusiv copii, și peste 60 de răniți, printre care talibani și militari americani. Această deflagrație a avut loc lângă un hotel unde erau cazate trupe și jurnaliști britanici, în timp ce a doua explozie s-a produs lângă una dintre porțile aeroportului. În urmă cu câteva ore, SUA și aliații au făcut apel la afgani să părăsească zona din cauza unei amenințări venite din partea statului islamic. Oficialii americani vorbesc despre atentate sinucigașe. Pentru prima dată în istorie, o echipă de fotbal din Moldova s-a calificat în grupele Ligii Campionilor. Sheriff Tiraspol a ajuns la masa bogaților după ce a trecut cu 3-0 la General de Dinamo Zagreb. În mașa secundă, disputată aseară în Croația, Viespile s-au mulțumit cu o remiză albă. Sebastian Till with the forward run and the big chance and the outside of the post. Fotbaliștii lui FC Sheriff au avut o ocazie colosală la începutul partidei, însă mijlocașul Sebastian Till a trimis mingea în bara porții lui Dinamo Zagreb. În continuare, echipa din Croația a dictat legea pe teren, având o posesie net superioară. Albalbaștrii au executat 6 șuturi pe poartă, dar de fiecare dată portarul tiraspolenilor, Georgios Atanasiadis, a fost de neînvins. Golkeeperul grec s-a ales cu titlul jucătorul meciului. Așadar, trupa lui Yuri Vernidub și-a păstrat avantajul obținut acum o săptămână pe terenul de acasă. Atunci, Viespile s-au bucurat de o victorie categorică, scor 3-0. Dimitrios Colovos și Adama Traore, care a semnat dubla, și-au trecut numele pe lista marcatorilor. Performanța răsunătoare reușită de FC Sheriff a ajuns în atenția presei sportive din întreaga Europa. Publicațiile celebre din Italia și Spania au avut numai cuvinte de laudă despre tiraspoleni, dar au menționat și situația politico-geografică a regiunii transnistrene. Sheriff Tiraspol, care nu aparține unui stat recunoscut și care își dispută meciurile în campionatul Moldovei, a remizat fără goluri pe terenul lui Dinamo Zagreb. Nici o echipă moldovenească nu a ajuns atât de sus, chiar dacă Sheriff-ul se antrenează, joacă și vine din o țară care nu există. Pentru calificarea istorică în faza grupelor Champions League, FC Sheriff Tiraspol va fi remunerată cu 17 milioane de euro. Odată ce a fost dat fluierul final în meciul de aseară, emoțiile i-au copleșit pe fotbaliștii lui Sheriff Tiraspol. Tehnicianul Viespilor a declarat că cel mai mare vis al său a devenit realitate. Ну, во-первых, я очень сегодня счастливый человек, наверное, самый счастливый человек. Моя мечта сбылась, но это не только моя и не я, это работа команды. Конечно, мы очень рады. Сегодня праздник для нас. Мы исполнили наши мечты. În drumul spre masa bogaților, Viespile au înfruntat 4 echipe. Tiraspolenii au trecut cu 5-0 la General de formația Teuta din Albania. I-au învins cu 4-1 pe fotbaliștii clubului Alașchert din Armenia. S-au impus la limită, scor 2-1, în bătălia cu Steaua Roșie Belgradă din Serbia și au obținut victoria istorică în duelul cu Dinamo Zagreb. Vă vedeți игру на поле, я думаю, мы заслужили эту победу и заслужили
выступать в группе Лиги Чемпионов. Сейчас мы должны только праздник. Мы сделали историю. Totuși, tehnicianul Виеспилор este cu gândul la дивизия națională. Первое, что ждет, это в субботу 28-го игра с Бельцы. În noul sezon al campionatului național, FC Șerif Tiraspol a disputat doar 3 dueluri. Campioana în exercițiu s-a impus în partidele cu FC Florești și Dinamo Auto, dar a cedat la limită în meciul cu nou promovata FC Bălți. Fotbaliștii lui Șerif au și revenit deja acasă. La aeroportul din Chișinău, jucătorii pregătiți de Iurii Vernidub au fost surprinși cu zâmbetul până la urechi. Viespile și-au făcut mai multe fotografii cu o sticlă mare de șampanie. Totuși, tiraspolenii nu au bătut mult timp pasul pe loc. Fotbaliștii au urcat în autocar și au plecat spre Tiraspol, unde vor începe pregătirile pentru următorul meci din divizia națională contra adversarilor de la FC Bălți. Copleșiți de emoții, studenții Academiei Militare din Moldova, care au jurat astăzi credință patriei, au uitat ce sărbătoare este marcată mâine în țară, la straja căreia vor sta pe viitor. Mâine ce sărbătorim? Mâine sărbătorim plecarea. Dar ce sărbătoare este mâine, 28 august? Plinirea 30 de ani Academiei. 81 de tineri au fost înscriși la studii anul acesta, printre care și 17 fete. Îi vedeți pe toți în câteva minute la știri. Pregătirile pentru Ziua Independenței au intrat în linie dreaptă. Astăzi, artiștii au făcut ultimele repetiții pentru concertul din centrul capitalei. Autoritățile susțin că toți participanții sunt vaccinați, iar invitații din tribune vor trebui să prezinte dovada imunizării sau un test negativ la COVID. Rând pe rând, artiștii au urcat pe scena instalată în Piața Marii Adunări Naționale. Interpreții spun că au pregătit în acest an un program special. Toate piesele sunt cu o doză de mândrie extraordinară. Aproape toate piesele sunt autohtone, sunt scrise de compozitorii noștri daci, cum sunt Ion Cealdea Teodorovici, Anatol Chiriac, Eugen Doga și mulți alții. Curioși, unii trecători se opreau să asculte melodiile și să vadă spectacolul. Astăzi, autoritățile au îndemnat oamenii care vor veni la sărbătoarea dedicată Zilei Independenței să poarte mască și să nu stea în îmbulzeală. Toți participanții la parada militară sunt vaccinați. Cei prezenți în tribunele pentru invitați vor prezenta la intrarea, la urcarea pe tribune, nu doar invitația, ci și dovada vaccinării sau testul PCR făcut din banii proprii, valabil 72 de ore, sau testul anticorp. Totodată, ministrul culturii a făcut un apel către cetățeni să urmărească de acasă parada militară și celelalte evenimente organizate. Pentru mâine, ziua în care Moldova împlinește 30 de ani de independență, autoritățile anunță un program cultural care va include o paradă militară, muzică și dansuri. Ce evenimente au fost pregătite pentru Ziua Independenței, ne spune colega noastră Iuliana Maranciuc. Iuliana, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Evenimentele dedicate Zilei Independenței încep chiar de dimineață. În intervalul orelor 9-10, autoritățile vor depune flori la monumentul Maica Îndurerată și la monumentul lui Ștefan cel Mare. Apoi va urma inaugurarea sărbătorii aici, în piață, după care Maia Sandu va ține un discurs. De la ora 10:25 va putea fi urmărită parada militară, după care va urma un spectacol folcloric. De la ora 13, aici, în Piața Mare Adunării Naționale, va răsuna muzică patriotică în interpretarea lui Cristi Aldea Teodorovici. Chiar de la 13:30 până la ora 16 vor fi difuzate filme documentare. Pentru că numărul infectărilor este în creștere, autoritățile din sănătate au decis ca programul festivităților să fie redus și s-a renunțat și la focurile de artificii. Evenimentele vor fi monitorizate de 5.000 de polițiști. Totodată, oamenii legii atenționează șoferii că mai multe străzi vor fi închise mâine. Așadar, în perimetrul Pieții Mare Adunări Naționale va fi insistată circulația pe tot parcursul zilei, mai exact pe străzile Pușkin, Bodoni și pe bulevardul Ștefan cel Mare. Atât la acest subiect, Tatiana.
Iuliana, îți mulțumesc. În raionul Lova, toate evenimentele planificate pentru Ziua Independenței au fost anulate, asta pentru că în regiune a fost instituit cod roșu de alertă epidemiologică. Decizia a fost luată de Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică și vine după ce în ultima perioadă în raion a crescut numărul cazurilor de COVID. În prezent, în orașele Cahul, Bălți, Basarabeasca și în alte câteva localități, este în vigoare cod roșu de alertă în sănătate. Astăzi s-au înregistrat aproape 500 de infectări și 4 decese provocate de coronavirus. Trei monede comemorative dedicate Zilei Independenței au fost puse în circulație de astăzi de către Banca Națională a Moldovei. Monedele sunt confecționate din argint, fiecare având valoarea nominală de 50 de lei și un tiraj de 500 de unități. Designul grafic a fost realizat de artistul plastic Simion Zamsa. Monedele sunt prezentate în set dintre piese și au semnificația unui parcurs istoric de 30 de ani, trecutul, prezentul și viitorul. Fiecare monedă reflectă titluri celebre din versuri devenite șlagăre. 81 de tineri au făcut astăzi un legământ sacru față de Republica Moldova, în fața superiorilor, dar și a părinților. Proaspeții studenți ai Academiei Militare a Forțelor Armate au depus jurământul. Tinerii au avut emoții și ne-au mărturisit că pe durata studiilor cel mai mult le vor lipsi cei dragi. Serviți Republica Moldova! Nu doar băieți au jurat astăzi credință patriei, ci și câteva fete. Maria Babici ne-a spus că visa de când era mică să devină militar și că deja a învățat să mânuiască arma. Îmi place îndrăgul aici, îmi place disciplina și este cu totul diferit decât în celelalte instituții. În ultimile două săptămâni, studenții au studiat regulamentul militar, au primit instrucțiunile de front și în ceea ce privește tragerile din armă și au trecut pregătirea medico-militară. Trezirea dimineață, pentru că noi tineretul suntem ca somnul greu și în rest ne-am prins. Prima săptămână mai grea, tot a fost super. Mâncarea este destul de gustoasă. Chiar îmi place foarte mult. Tinerii ne-au spus că în următorii 3 ani cel mai mult le va fi dor de cei de acasă, pentru că vor locui în cazarme, iar dacă vor avea rezultate bune, li se va permite să meargă acasă sâmbătă sau duminică. Fiind aici, cel mai mult o să-mi lipsească căldura celor de acasă, familia și prieteni. Copleșiți de emoții, proaspeții studenți au uitat despre una dintre cele mai importante sărbători ale țării, la straja căreia vor sta pe viitor. Mâine ce sărbătorim? Mâine sărbătorim plecarea. Dar ce sărbătoare este mâine, 28 august? Mâine e 30 de ani Academiei. Ce sărbătoare mâine? Mâine este 27 august. Mai emoționați decât tinerii erau părinții. Unii au venit cu flori. Pentru fica mea, să apere țara, să fie o mândrie pentru părinți. Să demonstreze la toți că nu numai partea bărbătească poate fi curajoasă. Cum era ea de mic, așa, mai... Ca o băietoaică. Eu n-am știut, dar din clasa 5 spunea ca să devină soldat. Și anul ăsta, după, adică în ajunge bacalaureat, a decis să vină la Academie Militară. În 3 ani de studii, studenții beneficiază de instruire, cazare, echipament și alimentare gratuită. Ca în fiecare an, cea mai solicitată specialitate este specialitatea comunicație și informatică, deoarece ei se regăsesc mai mult în mijloacele IT, și au o continuitate, practic, și după ieșirea la pensie, ca să se angajeze mai ușor în câmpul muncii. Anul acesta, la Academia Militară au fost admiși 81 de tineri, dintre care 17 fete. Instituția are 3 specialități, și anume infanterie, artilerie, comunicații și informatică. Magistrații Curții Supreme de Justiție au respins solicitarea înaintată de fostul judecător ucrainean Nicolae Ceaus de a suspenda actul prin care i-a fost refuzat azilul politic. CSJ își motivează decizia prin faptul că ex-judecătorul ucrainean a depus cererea cu privire la acordarea azilului politic imediat după ce s-a predat benevol autorităților din Republica Moldova. Ceaus a fost răpit pe data de 3 aprilie din curtea unui bloc din Chișinău. La începutul lunii, el a fost găsit într-un sat din Ucraina, iar acum se află în arest la domiciliu la Kiev. Forța câte unul în bancă, fiecare clasă va avea o singură sală în care se vor desfășura toate lecțiile, iar orele de educație fizică vor avea loc afară. Sunt câteva dintre regulile impuse elevilor din capitală pentru noul an școlar. Pauzele urmează a fi adaptate în dependență de instituție și numărul de clase, astfel încât ieșirea copiilor la pauze să fie cu cât mai puține interferențe între o clasă și alta. În
unele școli au fost deschise mai multe intrări și desenate benzi pentru cei care intră și ies. Ce alte măsuri vor trebui să respecte copiii aflați la școli? Autoritățile nu renunță la ideea ca profesorii nevaccinați să achite din contul lor testarea la COVID odată la 2 săptămâni, în ciuda criticilor apărute la acest subiect. Nemerenco nu renunță la această idee și spune că pedagogii ar trebui să înțeleagă importanța imunizării. Statul nu poate să întrețină toate spitalele din aceste bugete, să întrețină absolut toate măsurile de profilaxie, salvarea vieților și în același timp doar unor categorii care nu doresc să participe în acest proces unic care se desfășoară în țară, de exemplu să nu se vaccineze așa cum s-au vaccinat medicii, ar putea statul să-și ia această povară. Astfel, Nemerenco a dat de înțeles că statul nu va achita pentru testele dascălilor și a spus că aceștia ar trebui să înțeleagă importanța vaccinării. Poate exista un profesor astăzi care duce știința în școală, care predă obiecte bazate doar pe descoperiri științifice și nu recunoaște acest act științific. Cât despre decizia de a nu permite organizarea careurilor la 1 septembrie, Nemerenco spune că hotărârea a fost luată pentru a evita îmbulzeala și răspândirea infecției. Totodată, astăzi în presă au apărut informații precum că studenții nu vor fi acceptați în căminele unor universități din țară dacă nu prezintă dovada vaccinării sau a unui test negativ. Ministra le-a negat, însă le-a recomandat administrațiilor căminelor să ia măsuri pentru a evita răspândirea bolii. Căminul este o colectivitate foarte mare și într-o cameră locuiesc, hai să spunem, în mediu 3 studenți, 3 persoane, deci organizatorii acea universitate trebuie să se asigure că nu va veni nimeni să infecteze pe ceilalți. Decizia ca profesorii nevaccinați să se testeze odată la 2 săptămâni din bani proprii a fost luată luni în cadrul ședinței CNSP. Acum câteva minute, FC Sheriff și-a aflat adversarii din grupele Champions League, Real Madrid, Inter Milano și Shakhtar Donetsk vor veni la Tiraspol pentru a disputa câte o partidă cu campioana Moldovei. Deja pe 14 sau 15 septembrie, trupa lui Yuri Verniduc va juca primul meci, urmând să desfășoare alte 5 partide până la sfârșitul anului. Dacă vor ocupa una dintre primele două poziții în grupă, viespile se vor califica în play-off-ul Ligii Campionilor. În cazul în care se va clasa pe locul 3, echipa din Tiraspol va ajunge în 16-mile Europa League, iar dacă se va mulțumi cu ultimul loc în grupă, atunci FC Sheriff își va încheia parcursul european din această stagiune. Un nou accident în Ucraina cu implicarea unui mijloc de transport din Republica Moldova. De această dată, un microbus de pe ruta Chișinău-Moscova s-a răsturnat în regiunea Cernigov după ce s-a ciocnit cu un alt vehicul. Potrivit Ministerului de Externe, 2 femei din microbus au fost rănite ușor și au refuzat să fie internate. Toți pasagerii au fost preluați de alt microbus și au continuat ruta spre Moscova. Și pasagerii autobuzului de pe ruta Chișinău-Moscova, care s-a răsturnat ieri la Kiev, tot și au continuat cursa spre capitala rusă cu un alt autocar. Talibanii au acceptat să-i lase să plece din Afganistan pe americanii și pe afganii aflați în situație de risc și după 31 august, a declarat șeful diplomației americane. Peste 88.000 de oameni au fost evacuați de pe aeroportul din Kabul, însă mii de afgani se află și acum acolo, încercând să scape de talibani. Iar dacă nu vor reuși, vor ajunge probabil pe mâna acestora. There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide they want to leave to do so, along with the many Afghans who have stood by us over these many years and want to leave and have been unable to do so. That effort will continue every day past August 31st. The Taliban have made public and private commitments to provide and permit safe passage for Americans, for third country nationals, and Afghans at risk going forward past August 31st. Potrivit lui Blinken, mai sunt de evacuat circa 1500 de americani din Afganistan. Până acum au fost evacuați 4500. În următoarele zile, operațiunile se vor concentra pe retragerea celor 6000 de militari americani aflați acum pe aeroportul din Kabul. Since the US and coalition forces began the evacuation, to date approximately 88,000 have safely departed from Afghanistan. Every 39 minutes yesterday, a plane departed Kabul airport. Neliniștea a crescut ieri în rândul miilor de afgani dispuși să facă orice pentru a fugi din țara controlată de talibani, după ce președintele american Joe Biden a confirmat încheierea evacuărilor săptămâna viitoare. People beginning to expect that this whole airlift is coming to an end, and they're really, really desperate. I mean, they're in a
Suez Canal. They're trying to show their paperwork, trying to show that they perhaps should be looked at. Cu zecile stau în canalizare până la genunchi în apă cu dejecții. Mirosul e greu de suportat. Toți acești oameni, dintre care unii au venit la aeroport cu întreaga familie, speră că vor reuși să intre în complex și să prindă cât mai curând un avion. This is only the second time in RAF history that they've actually used cargo ropes to a seat belt on the floor. The last time within Southern Sudan, there's over 130 people on this flight plus cargo. Pentagonul a anunțat că 10.000 de oameni încă așteaptă să fie evacuați de americani de pe aeroportul din Kabul. Doar speranța le-a mai rămas. În spate sunt talibanii, în față soldații care trebuie să decidă cine rămâne și cine pleacă. The difficulty for people here is that they're being told that they don't qualify and they're not going to be let in at all. We didn't have time for the visa and everything because my father was this process was too fast. Yes, the Taliban thinks that my father is working with NATO and he is a spy, foreign spy. Okay, we need help. CIA și armata SUA derulează operațiuni clandestine pentru a scoate din țară americanii folosind elicoptere și trupe terestre, au declarat câțiva oficiali pentru Wall Street Journal. Președintele Poloniei a venit astăzi în vizită la Chișinău. Acesta s-a lăsat așteptat la președinție, acolo unde a fost întâmpinat de Maia Sandu. După ceremonia oficială de întâmpinare, cei doi șefi de stat s-au retras pentru discuții între patru ochi, iar spre seara au sădit un copac la grădina botanică din capitală. În jurul orei 14, Maia Sandu a ieșit să-l întâmpine pe președintele Poloniei, care a venit în vizită la Chișinău. Totuși, Andrzej Duda a ajuns cu întârziere, iar Sandu a fost nevoită să-l aștepte câteva minute. Când a ajuns, președintele Poloniei a ocupat poziția greșită pentru defilare, așa că șefa statului a trebuit să-l ia de mână și să-l îndrume. Cei doi au defilat în fața gărzii de onoare pe care președintele polonez a salutat-o în limba română. Bună ziua, soldat! După ce au salutat și delegațiile oficiale, cei doi șefi de stat s-au retras pentru discuții între patru ochi, după care au ieșit în fața jurnaliștilor pe care Duda i-a salutat tot în română. Bună ziua! Apreciem susținerea fermă a Poloniei pentru aspirațiile europene ale țării noastre și eforturile făcute de Varșovia pentru a include Republica Moldova în programele de asistență europeană. Este foarte важно, abyśmy budowali w naszej części Europy strefę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa szeroko pojętego, nie chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo militarne, chodzi także i o bezpieczeństwo energetyczne. W zakresie dostaw gazu, w zakresie dostaw energii elektrycznej, chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe. Totodată, Duda a declarat că este gata să ajute autoritățile de la Chișinău cu asistență și expertiză pe reformele care trebuie realizate în Republica Moldova, începând cu lupta împotriva corupției și până la construirea unei infrastructuri moderne. Tam, gdzie pani prezydent i rząd uznają, że to wsparcie jest potrzebne, będziemy się starali to wsparcie zaoferować. Chcemy pomóc w realizacji europejskich ambicji Mołdawii. Dorim să învățăm din bunele practici ale Poloniei în domeniul dezvoltării regionale și agriculturii, administrării fiscale și digitalizării serviciilor publice. Am discutat astăzi despre posibile proiecte concrete de colaborare în aceste domenii. După întrevederea de la președinție, Maia Sandu și Andrzej Duda au mers la grădina botanică din capitală, unde au sădit un copac. Duda este al treilea președinte care vizitează Republica Moldova de când Maia Sandu este șefa statului. Acum două luni și Maia Sandu a fost în Polonia. Noul an școlar vine la pachet cu noi reguli pentru elevii din capitală. Copiii vor sta câte unul în bancă și nu își vor mai putea schimba locul ori de câte ori își doresc. Totodată, aceștia vor fi obligați să păstreze distanța fizică de cel puțin un metru, iar dacă sălile de clasă nu vor permite acest lucru, o parte din ei va studia acasă. Decizia a fost luată ieri de către membrii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Municipală.
Accesul în instituțiile de învățământ din capitală se va face doar pentru elevi și pentru cadrele didactice. La intrare este dezinfectantul și termometria care se va efectua în fiecare dimineață la intrarea în liceu. Dacă vreun elev va prezenta simptome ale bolii, va fi dus în izolator. Ulterior vor fi anunțați părinții, iar copilul va pleca acasă. Pentru a evita îmbulzeala, la liceul Alexandru Ioan Cuza, de exemplu, au fost deschise câteva intrări. Avem 3 intrări în blocul acesta, la blocul claselor primare. Avem 2 intrări și, respectiv, intrarea copiilor va fi ghidată. Pe podea va fi desenat un marcaj, astfel încât cei care intră și cei care ies din instituție să nu se intersecteze. Celălalt etaj tot sunt marcate. Tot ne pregătim pentru ziua din 1 septembrie. Fiecare clasă va avea sala sa, așa încât elevii să nu umble din cabinet în cabinet. Odată ce elevul sau studentul a decis că va ocupa, de exemplu, acest loc, în această bancă, zilnic el va sta tot aici, adică nu va avea posibilitatea să-și schimbe locul. Iar în față, în spate și în părți, va fi cel puțin un metru între elevi. Așa cum nu toate sălile de clasă permit respectarea acestei măsuri, unii elevi vor reveni la orele online. Învățarea și câte jumătate de clasă, respectiv aranjarea copiilor, va fi la distanța de 1 metru, cum prevede instrucțiunea. În timpul orelor practice la discipline precum fizica, biologia sau chimia, elevii vor rămâne în bănci și nu vor avea posibilitatea să se plimbe prin sală sau să folosească eprubetele, astfel că lucrările de laborator vor fi demonstrate doar de profesori. Pauzele urmează a fi adaptate în dependență de instituție și numărul de clase, astfel încât ieșirea copiilor la pauze să fie cu cât mai puține interferențe între o clasă și alta. Iar orele de educație fizică se vor desfășura afară. Profesorii vor trebui să adapteze curricula așa încât să poată fi respectată distanța fizică între elevi. Sălile de sport vor fi deschise doar în zilele în care condițiile meteorologice nu vor permite desfășurarea lor în aer liber. Sunt niște măsuri care au fost într-un oarecare fel impuse de către epidemiologi. Sunt niște chestii de protecție. Decizia a fost luată ieri de membrii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău. O balerină originară din Republica Moldova a făcut piruete pe un tank la o expoziție la Moscova. Lina Seveleova a dansat alături de partenerul său din Baletul Imperial Rus, unde este prim balerină. Mai multe imagini vedeți imediat la știri. Doi tineri moldoveni, soț și soție de 26 și respectiv 29 de ani, au murit într-un teribil accident în Italia. Aceștia erau căsătoriți de 6 luni și erau stabiliți în regiunea Ferrara. Potrivit presei italiene, cuplul a intrat cu motocicleta într-o mașină. În urma impactului, cei doi soți au fost aruncați câțiva metri pe asfalt. La fața locului au intervenit 3 ambulanțe și un elicopter SMURD. Medicii au încercat să-i resusciteze, însă în zadar. Șoferița mașinii a fost și ea rănită și transportată la spital. Tânăra lucra în calitate de chelneriță, iar soțul ei era curier pentru o companie de transport maritim. Cu 59% din populație vaccinată, Israelul a raportat peste 10.000 de cazuri noi de coronavirus în 24 de ore, pentru prima dată de la jumătatea lunii ianuarie. Campania de vaccinare a început în decembrie 2020 și este folosit în mare parte vaccinul Pfizer. Un studiu britanic publicat astăzi arată că protecția împotriva coronavirusului de Pfizer și AstraZeneca scade în decurs de 6 luni. Varianta Delta a noului coronavirus, mult mai agresivă, se răspândește de mai multe săptămâni în Israel, contribuind la creșterea bilanțului infectărilor la nivel național. În spitale sunt internați aproape 700 de pacienți cu forme grave de COVID-19 și au fost raportate 25 de decese noi, asociate acestei maladii. De la începutul pandemiei, puțin peste 1 milion de persoane au fost infectate cu SARS-CoV-2. La sfârșitul lunii iulie, Israelul a devenit prima țară din lume care a început să distribuie cea de-a treia doză de vaccin. Măsura a fost implementată după ce datele obținute de Ministerul Sănătății au arătat o scădere abruptă a eficacității vaccinului Pfizer în prevenirea infectărilor. The third booster shot is important to overcome the
waning immunity that we see among the elderly who have received their shots over 5 months ago. Un studiu britanic realizat pe 400.000 de persoane vaccinate cu două doze de vaccin Pfizer arată că eficacitatea a scăzut la 74% după 5-6 luni. În același studiu, o analiză care a inclus peste 700.000 de persoane vaccinate cu două doze de vaccin al AstraZeneca arată că eficacitatea a scăzut la 67% după 4-5 luni. Datele au fost colectate după data de 26 mai, când varianta Delta a devenit tulpină dominantă a coronavirusului. We see more and more people that they are, even with two vaccines, even talking about Pfizer, they can be infected and also they can transmit the disease. Experții spun că vaccinurile continuă să ofere totuși o protecție puternică împotriva formelor severe de COVID-19. Because the vaccines prevent you from getting disease. They don't make you impervious to infection. Your body will be able to respond to that infection and neutralize the virus at much sooner than somebody who's not vaccinated. Un alt studiu publicat ieri arată că o doză suplimentară din vaccinul anticovid Johnson & Johnson oferă o creștere rapidă și puternică a anticorpilor. Opozantul rus Alexei Navalny a acordat primul interviu de când a intrat în închisoare în ianuarie 2021. Acesta a calificat drept violență psihologică demnă de un lagăr de muncă chinez condițiile în care trăiește în penitenciar într-un interviu pentru The New York Times. Privarea de somn este una din metodele de tortură. În interviul de 54 de pagini pentru The New York Times, Alexei Navalny detaliază cum decurg zilele dedicate în principal, potrivit lui, vizionării televiziunii de stat din Rusia sau a filmelor de propagandă. Să citești, să scrii sau să faci altceva e interzis. Imaginați-vă un lagăr de muncă chinez unde toată lumea merge în rând și unde există camere peste tot. Controlul este constant și există o cultură a denunțului, a explicat opozantul pentru New York Times. Totul este organizat pentru ca eu să fiu controlat la maxim în fiecare ora zilei, a povestit el denunțând o violență psihologică. Opozantul a mai dezvăluit că în primele sale săptămâni de închisoare, gardienii îl trezeau de mai multe ori pe noapte. Înțeleg acum de ce privarea de somn este una dintre metodele de tortură preferate ale serviciilor secrete, nu lasă urme și este insuportabilă. Ce-i se pare amuzant lui Navalny este faptul că până în prezent nu a fost atacat sau amenințat de ceilalți deținuți, ba chiar gătesc împreună. New York Times îl descrie ca fiind optimist în ciuda circumstanțelor, în special în ceea ce privește situația politică din Rusia. Totuși, Navalny a spus că nu exclude posibilitatea morții sale în închisoare. Regimul lui Putin este un accident al istoriei, nu este inevitabil. Mai devreme sau mai târziu, Rusia se va alătura unei căi de dezvoltare democratice și europene. Pur și simplu pentru că așa își doresc oamenii, scrie Navalny. Tot în interviul realizat prin intermediul scrisorilor, el a criticat de asemenea sancțiunile europene și americane împotriva Rusiei, despre care a spus că au făcut rău rușilor obișnuiți. Alexei Navalny a fost închis în februarie într-o colonie penală de maximă securitate din Pokrov, la aproximativ 100 de kilometri de Moscova, unde urmează să execute 2 ani și jumătate de închisoare pentru un caz de fraudă din 2014 pe care îl denunță ca pe unul politic. Opozantul rus a fost reținut în ianuarie direct pe aeroport în timp ce se întorcea din Germania, unde s-a tratat după ce fusese otrăvit cu novicioc. Un elicopter al marinei mexicane care se îndrepta către zonele afectate de uraganul Grace a aterizat forțat înainte de a ajunge la destinație, iar aparatul de zbor a fost grav avariat. Deși aterizarea a fost destul de violentă, nimeni nu a avut de suferit. Potrivit autorităților mexicane, incidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică. 50 de pompieri ruși au scăpat cu viață ca prin minune după ce s-au trezit în centrul unui inel de foc în timp ce luptau cu un incendiu declanșat într-o rezervație naturală din regiunea Mordovia. A fost nevoie de mai multe ore ca să scape din mijlocul flăcărilor, care ajungeau și la 40 de metri înălțime. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Un grup de 55 de pompieri trebuia să lichideze un incendiu izbucnit la granița cu regiunea Nijni Novgorod, dar vântul s-a intensificat și s-a declanșat așa zisul foc de înălțime.
Nu le-a fost ușor să iasă din inelul de foc. Oamenii și tehnica de intervenție erau blocate între copacii care ardeau, iar cerul era negru și nu se vedea nimic. Izuki plămânii достигали высоту 30-40 метров. Это было очень ужасно. Ветер свистел, огненные головешки летели на расстоянии 100-150 метров. Шквал огня, шквал пепла, шквал дыма. Мне было, честно, страшно не только за себя, но и за тех ребят, которые не боясь бились с огнём, не на жизнь, а на смерть. Operațiunea de salvare a durat câteva ore. S-a intervenit cu tehnică grea, chiar și cu blindate care au făcut drum printre copacii doborâți la pământ. De la Moscova au fost trimise 9 aeronave pentru stingerea flăcărilor, care au eliberat 129 de tone de apă în încercarea de a controla incendiul forestier. Incendii forestiere extreme s-au dezlănțuit ieri în unele regiuni din centrul Rusiei, pe fondul unui val de căldură. În regiunea Sverdlovsk din munții Ural, pompierii încearcă să stingă 15 incendii forestiere. În imaginile distribuite pe rețelele sociale pot fi văzute flăcările care au cuprins ambele zone laterale de pe o autostradă din Ekaterinburg. Președintele rus Vladimir Putin a solicitat marți să se tragă învățăminte din incendiile care au devastat Siberia în ultimele luni, alocând aproape 300 de milioane de euro pentru protejarea pădurilor. În Iacutia, nordul Siberiei, cea mai mare și mai rece regiune din Rusia, incendiile forestiere au devastat deja în această vară o zonă mai mare decât suprafața Portugaliei. Parlamentul Armeniei a fost câmp de luptă după ce mai mulți politicieni s-au luat la bătaie cu pumnii și picioarele. Haosul a izbucnit după ce un parlamentar al partidului de la guvernare i-a numit pe unii dintre foștii miniștri ai apărării trădători. Politicienii au început să arunce cu sticle de apă unii în ceilalți, după care a izbucnit o bătaie generală. Personalul de securitate a intervenit încercând să aplaneze conflictul. Trei altercați au izbucnit în Parlamentul Armean în decursul a două zile, de două ori pe 25 august, după ce un alt incident violent a avut loc pe 24 august. Procuratura Generală din Armenia spune că va investiga ceea ce s-a întâmplat în Parlament. S-a făcut curățenie la zidul plângerii din Ierusalim. Mii de bilețele cu rugăminți au fost scoase din crăpăturile vestigiului istoric. Asta se întâmplă în mod tradițional înainte de anul nou evreiesc. Sacii cu mesaje sunt apoi îngropați pe muntele măslinilor. Milioane de persoane vizitează anual zidul din Israel și din întreaga lume, iar mulți dintre vizitatori vin special pentru a strecura între pietrele mari ale zidului biletele în care îi scriu rugăciuni și dorințe. Aceste bilete sunt scoase dintre blocurile de piatră de două ori pe an înaintea Paștelui evreiesc și a anului nou evreiesc. Cum noi ne rugăm de fiecare an, și anul acesta, erev Rosh Hashana Tashpb, הם מפנים את הפתקים מנדבכי הכותל המערבי. Ești ca în ptăchii Micola Olam. Religia iudaică interzice distrugerea oricărui obiect pe care este înscris numele lui Dumnezeu. De aceea, periodic, rabinii din Ierusalim scot biletele dintre pietrele zidului plângerii. Stacii cu mesaje sunt apoi îngropați pe muntele măslinilor. Cum din cauza pandemiei oamenii nu pot să meargă în pelerinaje, există și posibilitatea transmiterii online a gândurilor care trebuie așternute pe hârtie, care ulterior trebuie introdusă printre blocurile din piatră ale zidului. În primele luni ale anului au fost trimise 18.000 de mesaje pe site-ul Fundației Patrimoniului Zidului Plângerii pentru a fi printate și amplasate în locurile dintre pietre. Zidul are o importanță religioasă pentru creștini, musulmani și evrei. Pentru creștini, importanța zidului este data de apropiere de locurile sfinte pentru creștinitate și de Biserica Sfântului Mormânt. O balerină din Moldova, acum prim solistă a baletului imperial rus, a dansat Lacul Lebedelor pe un tank. Momentul artistic inedit a fost organizat în cadrul Jocurilor Internaționale ale Armatei, care au avut loc zilele trecute lângă Moscova. După ce tancurile și blindatele au făcut piruete pe muzica din baletul Lacul Lebedelor de Piotr Tchaikovsky, din trapele acestora au ieșit două perechi de dansatori, soliștii baletului imperial rus. Solisti imperskogo ruskogo baleta,
Молдаванка Лина Шевелева, Ирина Вергун, казах Нариман Бекжанов. Балеринele au dansat alături de parteneri îmbrăcați în uniforme militare. Lina Șevelova a fost balerină și solistă a Teatrului Național de Operă și Balet din Moldova, iar din 2011 este prima balerină a Baletului Imperial Rus. Pe fundalul spectacolului de balet, tancurile făceau manevre. Momentul artistic a avut loc în cadrul celei de-a 7-a ediții a Jocurilor Armate, în care sunt promovate sisteme militare de apărare, vehicule terestre și aeronave. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 0222 13645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă să aveți!